Treci prin toate straturile. Mamă, ce faină e! Din calea afară de ușor. Mamă! Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingrediente la tine în bucătărie. Dragii mei, dacă tot avem mere, de ce să nu mâncăm bunătăți cu mere? Pentru că ar fi păcat. Cei mici nu prea mănâncă mere pe timpul iernii. Nu știu de ce sau care e motivul, le preferă palea cumpărate. Astea care le-am adus din grădină de la tata Petrică și mama Silvia? Nem tu dum. Nu se mănâncă, domnule. Nu sunt bune. Nu le plac. Ci că simt perfecte. Ei bine, las că le fac eu perfecte. Așa că în cele ce urmează vreau să fac bunătate ce a savurat-o Constantin mai devreme, pentru că ați văzut și voi cum arată. Trebuie să recunosc că idei și numai idei bune în ultima vreme și tot ce am eu aici găsiți și acolo jos în descriere. Acum hai să mă apuc de treabă să vedeți ce simplu se face acest desert minunat cu mere. Hai să-ți arăt cum le pregătesc. Cum era de așteptat, am să mă folosesc de mandolină pentru că merișoarele acestea vreau să le tai felii subțiri și asta am să fac. Am aici un soi de măr dulce, n-aș putea spune ce soi e, dar e foarte gustos, aromat și potrivit la rețeta aceasta. Am să iau să-l dau în felii subțiri pe mandolină. Dăm până când ne apropiem de semințe. După ce ne apropiem de semințe, îl întoarcem pe partea cealaltă. Ok? Îl întorc pe partea cealaltă. Și am să dau toate merișoarele în genul acesta. Mă rog, nu chiar toate, dar suficient cât să umflu vreo 6 forme. Hai, revin către tine când sunt gata. Câteva momente mai încolo. Acum că am pregătit merișoarele, ia câte ce subțirele au ieșit, ei bine, a venit momentul să mă ocup de, exact, de caramel. Hai să-ți arăt cum îl pregătesc. Am să-l fac cu zahăr pudră ca să meargă mai repede treaba. Dau drumul la foc. Dau focul înspre minim. Și pun în crăticioară undeva la vreo 150 de grame de zahăr pudră. Ia că ăsta. Peste doar o lingură de apă și îl las în pace până când capătă așa o culoare ușor rumenie. După un minut și jumătate. Apoi, dragilor, când a căpătat zahărul culoarea aceasta, e bine, o puteți vedea aici, da? Am să opresc focul și am să adaug peste unt. Cât unt? Undeva la vreo 100 de grame de unt. Atenție la explozie și amestecăm. Amestec, amestec, amestec. Și da, nu ca și urmări să obțin un caramel, ci mai degrabă un liant potrivit pentru merișoarele acestea. Acum am aici niște scorțișoară, ca jumătate din linguriță de scorțișoară, pudră, pun peste, continui să amestec, mărul cu scorțișoara se potrivește de minune. Și ia că, dragii mei, am făcut ce trebuie mie pentru minunatele prăjiturele. Acum, dragii mei, în formele astea de savarină, am să iau așa cu pensonul puțin caramel din ăsta și dau pe vas deocamdată. Uite, așa îl dau cu unt și cu zahărel puțin. Iar apoi iau din merișoare și le pun frumos în formă, strat după strat. Asta mă interesează. Le-am deja poziționat în forma aceasta. Așez aici. Pun bine. Și continui să fac așa până când umplu formele. Câte intră, atâtea pun. Acum, dragii mei, am să umplu formele cu bunătatea asta de, să-i spunem, caramel. De fapt, e un fel de sirop de zahăr cu unt și cu scorțișoară. Cred că mai bine așa. Uite, pun cu grijă. Pun, 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 să ajungă peste tot, are culoarea caramelului. După câteva clipi mai încolo. Acum, dragilor, am să iau latul foietaj și am să-l pun peste forme. Ia ca așa, să le acopăr pe toate, apăs, surplusul nu-l arunca, îl folosești fără nicio problemă la alte prăjiturici. Eu îți arăt așa o mică mișcare, ce poți să faci ca să fie ceea ce trebuie la prăjiturile actuale. Uite așa, le-am sigilat pe toate. Și acum sper să iasă cu tot cu aluat. Cu grijă, dăm hârtiuța jos. 2 minute mai târziu. Apoi, dragii mei, cu o furculiță, luați și înțepați așa de colo-colo, să nu se umfle foarte tare. Un gălbenuș de ou și o lingură de lapte. Amestecați puțin. Și ungeți pe deasupra. Ia așa. Acum, am o tavă, am un grătărel în această tavă și aici niște apă, apă călduță. Iau și pun apa călduță în tavă. De ce pun călduță? Ca să grăbesc puțin lucrurile. Aproape 1 litru de apă. Un alt motiv pentru care pun apa este că aceste prăjiturici au în compoziția lor acel caramel. Caramel care dacă ajunge pe cuptor, ei bine, fum. Mult fum. O grămadă de fum. Și nu prea aș vrea să
umplu studio de fum de caramel. Așa că procedează în felul acesta și o să fie totul cât se poate de bine. Uite așa. Ia uite tu ce bine arată. Acum nu rămâne altceva de făcut decât să mă duc cu frumușelile acestea la cuptor. Preîncălzit la 160 de grade, căldură de jos și de sus și am să le las undeva la o oră, dacă nu chiar o oră și jumătate. Dacă cumva am să văd că pe deasupra se rumenește, e bine, am să iau o folie de aluminiu și am să acopăr cu partea lucioasă în sus ca să mai scăpăm de căldură. Să le aduc în punctul în care îmi doresc și sper că într-o oră, o oră și un sfert să fie prăjiturica ce-o visez. Hai ca ai să vezi ce bine arată și ce frumos se face și cât de simplu se face. Am plecat cu ea la cuptor. Iată-le, dragilor, au stat o oră și 10 minute la cuptor și arată așa cum le vedeți. Nu rămâne altceva de făcut decât să le lasă așa vreo 5 minute să se relaxeze, după care le scoatem din formă și veți vedea și voi cum arată frumușelile astea. Apoi le voi lăsa să se răcească mai multișor, vreo 20 de minute, dacă avem răbdare, dacă nu, le înfulecăm de grabă. Și s-a răcit așa vreo 5 minuțele, hai să scot și eu o bunăciune de asta pe farfurie. O pun, întorc, ia uite cum iese sucul de la măr și bunătatea asta de prăjiturică și acum hai cu ea afară. Ce interesant, nu alta, interesant. Ia uite, se pot vedea straturile de la măr, ce bine arată. Am să mai scot una, să pregătim farfuria perfectă, după care revin către voi cu degustatul. Dragii mei pofticioși, ia cât o. E nebunie, nu alta. Uite aici, sute de straturi de merișoare caramelizate, exact cum trebuie. Este o prăjiturică rapidă, super, super delicioasă, ce se face cu mere în sezon. Și nu numai, pentru că arată senzațional. Așa că în cele ce urmează am să degust alături de voi, să vă spun cum a ieșit, pentru că da, cu înghețată deasupra și cu puțin caramel, e senzațională. Acum, ce să mai zic? Până nu se topește înghețata, hai să gust repede, simplă, să văd cum e, după care să gust și cu înghețată, să vedem dacă e ce trebuie sau nu. Și ia fi atent aici, ia fi atent aici, uite și tu câte straturi, uite de aici, o nebunie, nu alta. Hai, hai la centru de comandă, direct cu mâna, pentru că așa se cade la o prăjiturică pe cinste, cu mâna, ha. Când muști, treci prin toate straturile, mamă ce faină e! Scorțișoara, caramelul, foietarul de sub, crocant, super, super delicios. Mama mia, ia să vedem și cu înghețată, că e altă treabă aici. Din calea afară de gustoasă. Dragii mei, un desert rapid, super gustos, super delicios și dacă ai timp să te joci, e bine, fă-l. Fă-l că nu o să regreți câtuși de puțin. E senzațional, arată bine. E ca un fel de mini-tartă și uite de aici câte straturi de măr, toate îmbibate așa în caramel, toate cu sucul acela de măr aromat, că suntem în sezon, e senzație, nu alta, e senzație. Un pic să îmi termin de linzi degetele. Iată deci o prăjiturică pe cinste, o rețetă nemaipomenită, super ușoară, super simplă. Te invit să o faci, căci n-ai să pierzi nimic. Ai să fii vesel toată ziua. Iar musafirii tăi vor fi super încântați. Pricepere, maestrie, simplitate. Asta este să-i oferi. Dragi pofticioși, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, când dați cu like, cu share, cu comentarii, când mă apreciați pe pagina de Facebook, când mă urmăriți pe TikTok și pe Instagram. Și vă mai mulțumesc încă pentru ceva, pentru faptul că mă vizitați și pe www.chefpaulconstantin.ro.